Producătorii de carne, fructă, legumă sau lactată și-au reluat serios activitatea în piața centrală din Medjidia, sperând la vânzări importante. În zadar însă, totuși, comercianții de legume și fructe își doresc ca noul an să le aducă vânzări mai mari decât în 2013, mai ales că acesta nu a fost unul prea norocos. Cum a început anul 2014 pentru dumneavoastră? Cam slăbuț că n-are lumea bani. S-a terminat banii cu sărbătorile, dar ce să facem? A început să dea pensiile, a început să mai miște puțin acum. Peștele este unul din alimentele foarte căutate încă de la începutul anului, astfel că vânzările au crescut, iar această comerciantă se declară mulțumită de cum a început 2014 pentru afacerea ei. Merg vânzările. Merge foarte bine, chiar mă uimesc. Clienții se mănânce foarte mult pește. Și laptele va fi mai scump anul acesta, deoarece fermierii nu au bani să cumpere sisteme electronice de mulți și tancuri de răcire, ca să respecte normele europene și să nu vândă lapte neprocesat în piețe. Alte produse alimentare care ar putea să coste mai mult în 2014 sunt carnea și pâinea. Comercianții de cereale au vândut anul trecut străinilor grâu în valoare de 377 de milioane de euro, un record în ultimii 7 ani. Însă cele 2 milioane de tone de grâu reprezintă aproape jumătate din consumul României. Ceea ce înseamnă că am vândut ieftin și că vom importa grâu sau făină la prețuri mai mari. Astfel, grâul de panificație mai scump va anula ieftinirea pâinii după reducerea TVA-ului cu 15%.